Orașul lui Brâncuș este un șantier general. De luni întregi se lucrează la noul iluminat public, lucrări ce implică săpături nu doar pe trotuare, dar și pe străzi. După nopți întregi de săpături cu utilaje zgomotoase în zona giratoriului de la Colegiul Tudor Vladimirescu, echipele de la Edilitara au reușit astăzi să blocheze traficul în zonă. Dacă nu au terminat lucrările noaptea, muncitorii au reluat turnarea asfaltului exact la o oră de vârf, când traficul în zonă este aglomerat. Pentru că rețeta este aceeași, adică se sparge de mai multe ori într-un loc, locatarii din centru vor avea mai multe nopți albe, iar șoferii și pietonii trebuie să-și controleze nervii ziua, când traficul va continua să fie infernal. Ca să nu mai spunem că reparațiile se fac de mântuială. Dovadă stau dalele de pe trotuare, care numai aliniate la nivel nu sunt. Au fost reclamate mai multe situații când pietonii s-au împiedicat din cauza denivelărilor lăsate pe trotuare, în urma decopertării și reașezării dalelor din beton.